Are doar 17 ani, însă a reușit să fie cotat cel mai frumos bărbat de pe mapa mond în lumea modelingului. Bogdan Bidașcă, din orașul Flămânzi, Botoșani, care până de curând era membru într-un grup de muzică ușoară și care a participat și la Eurovision Junior 2009, a câștigat concursul internațional de modeling ce a avut loc la Barcelona săptămâna aceasta. După ce a câștigat un casting la Botoșan, Bogdan a obținut primul loc și la faza națională a concursului, fiind reprezentantul României la finala internațională de la Barcelona. Aici botoșenanul s-a clasat din nou pe primul loc și și-a asigurat o carieră frumoasă în lumea modei. N-a avut noroc în muzică, dar are în modă. Bogdan Bidașcă a fost votat cel mai frumos bărbat din lume la ora actuală. Frumusețea unui puști de 17 ani în Botoșan a eclipsat toți concurenții unui concurs de modeling organizat în Spania. Competiția a adunat în urmă cu două zile cele mai promițătoare modele din toată lumea. Bogdan Bidașcă, blonduțul cu ochi albaștri, pe care unii îl vor recunoaște, poate amintindu-și de participarea lui la Eurovision Junior din 2009, a strălucit în fața juriului și, mai mult decât atât, i-a convins că merită premiul cel mare.